cod galben de alertă epidemiologică în capitală se întâmplă după 10 zile de cod verde în care autoritățile din sănătate au renunțat la unele restricții, cum ar fi purtatul măștilor de protecție în spațiile deschise. Noile modificări au loc din cauza creșterii numărului de îmbolnăviri cu noul tip de coronavirus din ultimele săptămâni. Anunțul despre instituirea codului galben de alertă în sănătate publică a fost făcut de către șeful interimar al Direcției Sănătate a municipiului Chișinău, Boris Gâlcă, care a menționat că tendința de creștere a numărului de cazuri noi de infectare este îngrijorătoare. Deocamdată nu au fost anunțate însă noi măsuri în contextul scenariului galben din capitală. Am mers astăzi prin locurile cele mai aglomerate din oraș ca să vedem cum oamenii respectă măsurile antiepidemice. De exemplu, în perimetrul pieței centrale din capitală, pe cei mai mulți i-am surprins fără masca de protecție. Cei pe care i-am intervievat ne-au spus că fluxul de informație despre virus îi derutează, iar purtatul măștii nu este o soluție. Nu prea funcționează. Toate sunt foarte multe informații și lume dezamăgită. Ei nu știu care este adevărul. Care ar fi soluția totuși ca să ne protejăm de acest virus? E greu de spus. Nu pot să vă spun. Trebuie purtat, cât e boala asta, trebuie. Și eu câteodată dă-o la o parte, dar pe urmă îndrept înapoi, că nu știi cu cine vorbești și sari la dânzi în gură. Cât eu numai și-am scos. Am băut apă. Deși autoritățile capitalei au anunțat că din 19 iulie vor fi înăsprite ușor restricțiile pentru a preveni răspândirea infecției cu noul tip de coronavirus, totuși astăzi nu am observat vreun carabinier sau om al legii care să monitorizeze situația în spațiile aglomerate sau stațiile de așteptare. La rândul lor, oamenii care așteptau troleibuzul ne-au spus că nu cred în virus, iar masca o poartă doar din când în când. Aerul pătrunde înapoi și eu cred că mai mult se infectează oamenii de la măști decât ajută să protejez. Nu aveți mască? Eu am cumpărat acum că trebuie să mă urc în rutieră, dar o pun că așa e regulamentul, dar nu din cauza că să mă protejez. Posibil că este un virus, dar nu chiar atât de ca oamenii să moară sau... Potrivit șefului interimar al Direcției Generale de Asistență Socială și Sănătate a Primăriei Chișinău, numărul cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 este în creștere în ultima perioadă. Într-adevăr, observăm în ultima săptămână tendința și în Republica Moldova, care ne îngrijorează de creștere a numărului noi de cazuri COVID-19, conform datelor de la Centrul de Sănătate Publică, în ultimele 14 zile, incidența COVID-19 a constituit 26 de cazuri la 100.000 de populație, ceea ce ne impune să declarăm din nou codul galben de alertă. Am fost o perioadă în codul verde. Iată că situația se schimbă și acest lucru, desigur, trebuie să ne responsabilizeze. Conform ultimelor date în municipiul Chișinău au fost vaccinate 256.000 de persoane. Totuși, rată mai bună din municipiu decât la nivel național nu este suficientă pentru stoparea răspândirii infecției, spun specialiștii în sănătate. Potrivit lor, singura soluție este imunizarea tuturor persoanelor care încă nu și-au administrat vaccinul. Totodată, autoritățile anunță că în stoc sunt disponibile toate tipurile de ser care se administrează și la scară internațională. Având în vedere această atenționare a epidemiologilor de posibil unui nou val foarte contagios în Moldova și deci confirmarea în Republica Moldova acestor tulpini de delta a coronavirusului, este important să asigurăm vaccinarea populației. Cele mai în grupul de risc sunt incluse, în primul rând, persoanele vârstnice, desigur, persoanele care nu sunt vaccinate. În total, în acest weekend, la cele două puncte mobile, troleibus și autobuz, s-au vaccinat puțin peste 440 de persoane și peste 7.000 în total de la lansarea acestora. De la începutul campaniei de vaccinare în municipiul Chișinău au fost imunizate 256.000 de oameni.